despre frumusețea uitată a vieții. Câteva note despre demnitate. Nu știu de ce, dar am impresia că despre demnitate ar fi preferabil să vorbim latinește. E în însă sonoritatea cuvântului o provocare clasicizantă, o trimitere la portretul roman, la o specie a virtuții în același timp impozantă și inactuală. Demnitatea e condiția statuară a omului. În asta constă noblețea, dar și riscul ei. Noblețea se manifestă mai ales pe fondul unor circumstanțe precare, sărăcie demnă, bătrânețe demnă, suferință demnă. Riscul e încremenirea în solemnitate, cultul ridicol al propriei efigii. În acest context, s-ar spune că demnitatea adevărată e o combinație reușită între curaj și umor. Ecvanimitate față de împrejurările neprielnice și distanță față de sine. Astfel definită, demnitatea ne apare ca o virtute stoică. Dar ce carieră mai poate face stoicismul astăzi, în plină postmodernitate? Este demnitatea politically correct? Mă tem că nu, căci corectitudinea politică nu pare să iubească statuile, cu iradierea lor elitistă, cu prestanța lor muzeală. În ce mă privește însă, am o suspectă simpatie pentru ceea ce nu este întru totul corect politic. Un pic de desuetudine, o fărâmă de elitism scăpătat, o mică inadecvare, nu pot decât să atenueze excesele geometrice ale virtuților, perfecțiunea lor mecanică. În doză homeopatică, abaterea de la regulă face parte, în definitiv, din farmecul inconfundabil al firescului și al umanității. Spuneam că demnitatea se manifestă de regulă pe un fundal de precaritate, de criză, ca și cum ar fi un corelativ al nefericirii. Ești demn în fața morții, în închisoare și, în genere, sub lovitura sorții. Din acest punct de vedere, spațiul est-european a fost între 1945 și 1989 o ambianță privilegiată pentru exersarea demnității. Fiecare episod de viață era un test. O asemenea situație este evident profund anormală. Omul nu trebuie pus la încercare în acest fel. O țară, un sistem politic, o ideologie care impun individului condiția unui eroism de fiecare clipă, păcătuiesc printr-o cinică aroganță. A te îngriji de demnitatea omului e a face în așa fel încât el să nu fie obligat să-și probeze în permanență demnitatea. Aceasta este deosebirea între statul totalitar și statul de drept. Statul totalitar constrânge la o insomnie a demnității, instigă la un exercițiu istovitor și, în cele din urmă, nedemn al demnității. Statul de drept are mai curând grijă ca cetățeanul să nu trebuiască să facă neîncetat recurs la demnitate pentru a supraviețui sau pentru a salva sufletul. Statul de drept protejează demnitatea omului, statul totalitar o biciuiește, o isterizează, o împinge spre propria ei limită. Trebuie spus, pe de altă parte, că există anumite riscuri și de partea cea bună. Dacă statul totalitar condamnă libertatea la ecorșeu, statul de drept încurajează la somnolență. În condiții de confort deplin și de solidă protecție socială și juridică, nu mai e foarte clar ce înseamnă demnitatea individuală. Ea diminuează ca anvergură, luând aspectul simplei decențe. În alte cazuri, apare nevoia unei potențări artificiale a conceptului. Convingerea mea este că unele excese ale corectitudinii politice sunt rezultatul unui efort de a inventa o problematică a demnității acolo unde ea și-a pierdut reperele tradiționale. În orice împrejurare se poate găsi totuși o accepțiune mereu validă, mereu necesară a demnității. E cea care sugerează o formă superioară de funcționalitate, o adecvare riguroasă la un scop dat. Când cineva se achită impecabil de o anumită însărcinare,
când cineva corespunde tuturor condițiilor necesare pentru a îndeplini o anumită misiune, spunem despre el că este sau a fost la înălțimea ei, că este sau a fost demn de ea. Cultul lucrului binefăcut, scrupulul reușitei fără compromis, fac parte din calificările demnității. Înțeleasă astfel, demnitatea este aptitudinea supremă de a sluji unui scop, unei idei, unei instituții. La antipodul ei se află servilismul, slujirea nedemnă, care nu vrea reușita faptei, ci flatarea stăpânului, respectiv a comanditarului. Capacitatea de a sluji cu distinție și dăruire interioară, știința înaltă de a fi util, iată o înzestrare rară, de elită, cea mai caracteristică manifestare socială a demnității. Acesta e singurul sens acceptabil al demnităților publice, fie ele ministeriate, președinții, primării sau mandate parlamentare. Asumarea unei slujiri dezinteresate, a unui travaliu sacrificial în beneficiul celorlalți. Dar nu e neapărat nevoie de un rang înalt pentru a ilustra demnitatea slujirii. O delicioasă replică din Bărbierul din Sevilla a lui Beaumarchais, din actul întâi, rezumă perfect ceea ce vreau să spun. Citez: știind câte virtuți sunt necesare pentru a sluji, vă întreb, excelență, câți stăpâni cunoașteți care să fie demni de a fi valeți? Am încheiat citatul. E o remarcabilă definiție a demnității în act. A sluji ca un stăpân, a te ridica la înălțimea umilității eficiente. Iisus spălând picioarele ucenicilor. Spațiul acesta subtil dintre suveranitate și subordonare este materia însăși a libertății umane, iar demnitatea e bunul uz al libertății. Să adăugăm că de cele mai multe ori e vorba de un dar, de o vocație și nu de rezultatul unei strategii prestabilite. Nu te poți hotărî să fii demn. Te comporți cu demnitate printr-o mobilizare spontană a resurselor tale de libertate. Cu alte cuvinte, demnitatea e autentică atunci când se exprimă ca naturalețe. De aceea, nimic nu e mai nepotrivit decât o teorie a demnității, mai ales dacă nici măcar nu știi latinește.